Ediție ZF Afaceri de la Zero, emisiunea susținută de Banca Transilvania, care pune în prim plan micii antreprenori. Eu sunt Mădălina Dediu, iar astăzi mergem la Râmnicu Vâlcea, să aflăm cum a luat naștere brandul de cosmetice Rovio. Ne va povesti despre cum a luat naștere acest brand Rodica Dumitru, fondatoarea brandului, dar și Loredana, nepoata Rodicăi. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua și mulțumim pentru invitație! Doamna Rodica, haideți să povestim puțin cum a început pasiunea dumneavoastră pentru handmade și pentru cosmetice. Mulțumesc pentru invitație. Pasiunea mea a început undeva prin 2005-2006. Deși eu înainte făceam săpun, dar din grăsime animală. Iar în 2006 am primit un săpun natural din ulei de măsline. Parcă și acum îl văd, de culoare verde. Și în momentul în care l-am probat, am văzut diferența imediat. La acea vreme nu se știa foarte mult de săpun natural, cel puțin eu nu știam. După ce l-am probat și am văzut diferența, am început cercetările. Nu aveam aceste posibilități ca acum. Era totuși internetul și pe internet am găsit un curs la care l-am și cumpărat imediat, m-a ajutat foarte mult, l-am studiat din copertă în copertă, este Daniela Paraschiv, inginer. Am început cu rețetele din curs, am avut eșecuri, dar am avut și satisfacții foarte multe, am văzut diferențele. Eu făceam totul altceva la acea vreme. Și atunci am dus în paralel această pasiune, am făcut săpun natural, am dat la cunoștințe, la prieteni, la familie. După o perioadă, văzând că totuși este apreciat, lumea vrea să cumpere, în 2012 am hotărât să deschidem o mică afacere de familie, ca să-i spun așa, și am dus-o în paralel, ca și pasiune, ca și hobby, până prin 2020, când m-am pensionat. Și atunci am renunțat, pensionându-mă, m-am ocupat doar de produsele naturale. În 2020 am mers la un curs de perfecționare, iar acolo, în prima parte a cursului, am făcut săpun natural, iar în partea a doua am făcut creme și balsamuri. Iar acolo pentru mine a fost clicul, ca să-i spun așa. Și am venit acasă, am luat materia primă și m-am apucat de creme. Le-am dat Loredanei, familiei. Am testat destul de multe, pot să spun, în jur de 20 și ceva, doar pentru un anumit tip de cremă. Da. Iar la încurajarea lor, că este foarte bună, am început să facem analize de laborator, toată documentația necesară, iar la ora actuală toate produsele noastre sunt au dosar de analize la laborator, notificate la Uniunea Europeană și testate dermatologic. Și cam așa a început povestea noastră. Loredana, tu ai fost una dintre beneficiarele cremelor, nu-i așa? Aș putea să spun că printre primele beneficiare. Consider că familia este un critic foarte bun, mai ales pentru antreprenorii de la început, pentru că familia îți poate spune un verdict scurt, clar, dacă este sau nu de viitor acel produs, dacă trebuie îmbunătățit sau nu. Și atunci am cerut mătușii mele, am văzut primul produs, fiind, mă refer la creme, la un unt de corp, am văzut primul produs și am spus ok, este total diferit față de ceea ce găsim în comerț.
ar mai trebui îmbunătățit pe partea aceasta sau ar trebui să schimbați un anumit ingredient. Atunci, de acolo am început și eu, sinceră să fiu, curioasă și pasionată de produsele handmade. Bine, produsele handmade sunt de mult timp pasionată, dar în special de cosmeticele handmade și naturale. Nu, vă spun sincer, până atunci poate că nu dădeam importanță, atât de mare importanță ingredientelor care se află într-un anumit produs, într-o anumită cremă. Iar am văzut și schimbările mele, atât corpului meu cât și tenului. Am avut într-adevăr acum câțiva ani o acne puternică și le-am testat. Am început cu săpunul cu mentă și oxid de zinc și am văzut diferența. Atunci am spus mătușii, ok, trebuie să faci, să continui, dar îți trebuie și altceva, adică un ambalaj frumos. Vă spun că atunci a fost conexia între mine și mătușa mea și am spus, ok, o să încep eu cu partea de tot ceea ce înseamnă promovare, etichete, ambalaj, grafică, website, tot, absolut tot ce înseamnă Rovio, am făcut un nou brand, un nou logo, un nou, cum am spus, un nou ambalaj. Deci tu ești omul care se ocupă de ambalaje și de imagine. Exact. Eu sunt omul din spatele acestor ambalaje, acestui design. Într-adevăr, am locuit foarte mulți ani în Anglia, în Londra. Am făcut cursuri de specialitate pentru graphic design, web developer, marketing digital și așa mai departe. Și îl pun în aplicare fără rețineri la Rovio. Mătușa mea îmi dă mână liberă să fac tot ceea ce consider că este bine. Toate ideile mele sunt puse în practică și efectiv mă fascinează să pot să aduc la acest nivel produsul. Și vă spun că toate ideile sunt împărțite. Ori de câte ori avem o idee, o idee de produs, nu neapărat de etichete, suntem, ne sfătuim. Loredana, tot pe tine aș vrea să te întreb, pentru că vorbeam despre ambalaje, de unde luați aceste ambalaje? Ambalajele la creme, la unt de corp și la balsam de buze, inclusiv lumânări, eu vorbesc de partea de design și de imprimare, iar ambalajul în sine, ca și recipient, o să vă spună mătușa mea, ambalajul inițial, fac designul ca și graphic design, colaborăm cu o firmă din Râmnicul Vâlcea, care se numește AmiPrint. Sunt, vă spun, sunt excepționali. La modul că grafica mea, a etichetei în sine, ajunge exact cum o transmit eu, cu aceeași rezoluție, același număr de pixeli, ajunge să fie printată la o mare calitate, iar materialul care este folosit, un vinil special waterproof, este de asemenea făcut de ei. Eu le fac partea de design, ei fac partea de imprimare. Așa ajung etichetele pe recipiente. Iar recipientele? Recipientele sunt din sticlă și le luăm de la o firmă din Oradea, nu știu exact cum se numesc, cu ei colaborăm și de acolo luăm recipientele din sticlă. Am mers pe sticlă pentru că este mult mai bine, se păstrează mult mai bine compoziția în sticlă decât în plastic. La balsamuri nu avem altă variantă deocamdată, ar fi cartonul, dar rămâne în studio, deocamdată mergem pe tuburile acestea clasice de plastic. Iar la săpunuri avem cutiile din carton făcute de o firmă din Vâlcea. Și le-am îmbunătățit, da. Designul nu era tocmai ceea ce îmi doream eu personal. Am discutat cu mătușa mea și atunci am
căzut de comun acord să schimbăm în totalitate toate produsele să fie aceeași gamă elegantă, finuță pentru orice categorie de clienți. M-am spus că ne-am gândit că o culoare neutră și simplă ar putea fi oarecum benefică pentru toți. Și chiar arată foarte bine ambalajele. Felicitări! Mulțumesc. Doamna Rudica, aș mai vrea să vă întreb pe dumneavoastră, de unde luați ingredientele pentru produsele cosmetice? Pentru o parte din produsele cosmetice, mă refer la săpunul, maceratele le fac eu, din gălbenele, ment, lavandă și așa mai departe. Uleiul de măsline îl aduc, pentru că în săpun se este ulei de măsline, acolo îl aduc din Grecia. Restul le luăm de la firme de care au calitate bună, dry fruit, și Sanflora, de acolo iau uleiurile esențiale, foarte bună calitatea de la ei. Da. Mm-hmm. Uleiul de măsline este din Grecia. Din Grecia. Uleiul de măsline îl aduc din Grecia pentru săpun. Avem 6 sortimente de săpun și un șampon solid. Pe partea de creme avem 2 creme de corp, un de corp ten și 2 balsamuri de buze. Și mai vreau să vă întreb ce implică practic dezvoltarea unui astfel de atelier, laborator de cosmetice și de ce investiții ați avut nevoie pentru a dezvolta acest laborator? Ca și investiție, sincer vă spun că am pierdut controlul, nu mai știu, pentru că a fost un hobby și nu știu efectiv câți bani, pentru că sunt foarte mulți ani și în fiecare am investit în ceva. Dar foarte mult și scumpe sunt analizele de laborator. De exemplu, pentru un produs mi s-au cerut și 950 de euro fără TVA, ca să vă faceți o idee. În rest, materia primă, ustensilele, spațiu trebuie amenajat. Apoi începe partea de investiție în promovare, aici sunt eu, investiția nu prea o aveau, nu mai spun de promovările Google Ads sau Google AdWords, mai departe promovări pe Instagram, am creat pagini de Instagram, pagini de Facebook, TikTok, ca lumea să fie, să le fie mult mai ușor să acceseze website-ul nostru, am instalat anumite motoare de căutare, Google Sitemap. Cel mai important, cred, pentru un mic antreprenor este să își seteze website-ul pe Google Business, să-și seteze anumite chei de căutare, anumite chei de căutare, cuvinte cheie, automat promovarea pe Instagram, micile reels-uri care apar trebuie făcute nu ocazional, ci destul de des. Dacă vrei să crești numărul de vizualizări, automat trebuie să și te implici. Crearea, la fel, videourilor, video din atelier, videouri cu produse, mai și povestim, avem un blog acum. Nu l-am creat de foarte mult timp, dar avem un blog. Acolo găsiți automat sfaturi despre cum să avem grijă de corpul nostru, dar și ingredientele care sunt folosite în produsele Rovio. Am început să scriem despre fiecare în parte, ca și automat consumatorii să vadă ceea ce noi folosim în produsele Rovio. Deci, Loredana, folosiți în special zona asta de social media, Google, să vă promovați. Exact. Folosim. Acum am un plan, automat să folosesc și platformele de vânzare, cum ar fi Etsy sau Crafty. Iarăși este o platformă foarte bună de handmade. De altfel, vreau să
investim mai mult în Google AdWords, pentru că automat oricine caută pe Google vor fi primele produse în listă. Știți cum este, dacă produsul este pe a doua sau a treia pagină, este aproape inexistent pe Google. Iarăși vreau să am un plan să investim mai mult în YouTube, în videouri. Vreau decât să ajungă ceea ce facem noi la inimile tuturor oamenilor, să vadă exact care este procesul de producție a unui ambalaj, a unui produs natural. Degeaba postez numai poze dacă oamenii chiar nu văd cum se produce, care este producția, procesul. De altfel, am spus, website-ul este încă în lucru, încă lucrez la el. Proiectele viitoare sunt nenumărate, avem foarte multe, printre care și produse naturale dedicate special bărbaților. Momentan încă nu le avem, dar lucrăm la ele. Adică nu ar fi corect să nu aibă și ei parte de produse naturale. De altfel, avem în proiect produsele pentru evenimente, nunți, botezuri, lunări naturale cu un design, bineînțeles, special la care lucrez. Da, eu sunt cu designul, mătușa mea, cu, cum am spus, cu producția. Iarăși avem în plan mărturii, tot ceea ce înseamnă accesorii de evenimente. Și mai avem avem în plan să extindem Rovio și în Europa, pentru că am primit certificările europene, vrem și în Europa. Ambalajul l-am făcut să fie și în engleză și în română. Website-ul este făcut cu un buton de alegere a limbii, poate fi tradus în orice secundă de către o persoană străină. Și atunci vrem să le extindem și în Europa. Acesta este planul. Dar acum, în România, unde putem găsi produsele Rovio? Produsele se găsesc, bineînțeles, pe site-ul rovio.ro, Facebook, la fel, Rovio Ingrediente Naturale, Instagram Rovio, TikTok, din nou Rovio. Le puteți comanda direct. Bineînțeles că ne puteți și contacta pe WhatsApp, oricând. Apoi avem colaboratorii cu care suntem și prieteni și colaboratori. Bunromânesc.ro este un website, un magazin online care oferă clienților și oamenilor produse autentice, produse românești, de care, sincer să fiu, le-am încercat, mă mândresc, sunt foarte ok. Apoi avem Dried Fruits, din nou sunt produse bio, dryfruits.ro, sunt produse bio, produse de calitate. De la ei ne și aprovizionăm cu ingredientele necesare. Origin and Natural, la fel, sunt produse bio, produse calitative. Îi găsiți, bineînțeles, pe toate rețelele de socializare și pe website. Mai avem produsele în magazinul Amprint, care ne ajută cu imprimarea etichetelor, dar am devenit și colaborator între timp. Și este foarte amuzant că i-am dus un unguent, un unt de corp mamei lui Marius, care este și fondatorul companiei Amprint, și a fost super încântat. Atunci am spus ok, colaborăm. Cam așa se leagă prieteniile și colaborările. Skin Aesthetic este un salon de îngrijire corporală din București. Iarăși îi puteți găsi pe rețelele de socializare și Dolo Handmade, să nu uităm, este un brand, să spun, al meu, cu produse handmade, produse făcute din lut, diferite obiecte decorative,
Și eu pot să ofer produsele Rovio oricând. Loredana, tu îmi spuneai mai devreme despre intrarea pe piața din Europa. Te-ai gândit la site-uri pe care vrei să listezi produsele sau să promovezi, nu știu, site-ul rovio.ro, astfel încât să fie, nu știu, să livrați și în afara țării? Care e planul din punctul ăsta de vedere? Da. Pentru că, exact cum spuneam, am locuit foarte mult timp, în jur de 14 ani în Anglia. Atunci am și anumite cunoștințe în ceea ce privește promovarea acolo. Sunt anumite website-uri, cum ar fi Gumtree, cum ar fi Amazon chiar, eBay, de ce nu, dar și colaboratori pe care cu siguranță îi pot găsi, The Body Shop, care vinde produse naturale, tot de produse naturale, mai mult exact ceea ce facem noi, cosmetice naturale. Sunt foarte multe platforme și încă vorbesc, mai este cineva acolo, bună, dragă prietenă, care are anumite magazine românești, care ar putea să le expună. De altfel, bineînțeles, Marea Britanie nu mai este în Uniunea Europeană în momentul de față, dar din fericire avem tot ceea ce ne trebuie să ajungem cu ele acolo. Apoi aș vrea în Spania, de altfel este, bineînțeles, visul meu ar fi să pun produsele în Corte Inglés, unde sunt cele mai multe, este cel mai mare mall, să spun așa, un complex de mall-uri din Spania. Sunt foarte multe locații cu care încă lucrez, încă mă gândesc cum să le aplic și să le pun în practică. Și pentru că ne apropiem încet, încet de final, aș vrea să te întreb și pe tine, Loredana, dar și pe doamna Rodica, cum vedeți acest brand în 3-5 ani, să zic așa? Am foarte multe visuri. Eu văd o gamă largă de produse Rovio. Poate visez, poate nu visez, dar știți cum este atunci când avem un scop, trebuie să mergem mai departe și să-l atingem. Aș vrea o gamă cu mult mai multe produse. Sper ca și mătușa mea să-mi asculte în continuare ideile și să le punem în practică. Aș vrea inclusiv produse pentru copii, pentru bebeluși, să mergem pe partea aceasta de natural, pe tot ceea ce înseamnă pentru orice categorie de persoană. Doamna Rodica, dumneavoastră cum vedeți brandul în 3-5 ani? Eu mă sfătuiesc totdeauna cu Loredana. Totdeauna ea vine cu ideile de promovare, de extindere și așa mai departe. Iar eu vin cu partea mea de producție, stau și studiez, fac rețetele, le punem în practică și ea mai departe le promovează. Deci mergem împreună, altfel nu se poate fără echipă. Aș da un sfat cărora încep o afacere pe partea asta de antreprenori, mici antreprenori, ar fi să implice familia, să implice prietenii, să implice orice apropiat. Pentru că singur nu va reuși. Adică în a testa produsele, orice idee este binevenită. De unul singur nu prea funcționează. Este imposibil. Familia totdeauna mie mi-a fost alături. Tot ce am făcut eu până în 2012 l-am avut pe soțul meu, care totdeauna a fost de acord cu ideile mele și m-a susținut și m-a ajutat chiar și fizic. Iar în 2020 a intervenit Loredana când a venit din Anglia și mulțumesc pentru ajutor și pentru toată implicarea. Și așa am reușit să mergem mai departe, pentru că sunt situații în care zici gata, de mâine mă opresc și nu mai fac. A doua zi când vin atelier și vezi toată producția și parcă zâmbesc ca niște copilași, o luăm de la capăt. Categoric. Nu renunțăm. Nu. E un hobby la care nu pot să renunț. E ca și, când sunt ca și copilașii mei aici. Iată o afacere de familie foarte frumoasă. Felicitări pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumim.
Și vă mulțumesc și eu că ați acceptat invitația de a povesti și vă doresc mult succes în continuare cu toate planurile pe care le aveți și să vă vedem în marile magazine din vestul Europei. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim mult! Mulțumim de invitație! Mulțumim! Vă mulțumesc și vouă că ați urmărit ediția de astăzi a emisiunii ZFE Afaceri de la Zero și vă invit să aflați mai multe povești de business pe zfe.ro. Ne vedeți de asemenea și pe YouTube, Facebook și Spotify. Numai bine!